Salutare, mă, și failo, băi, fraților, astăzi facem mare trip nebun, mergem direct să ducem vestitul nostru telefon iPhone 15 pe care l-am făcut giveaway către câștigătorul, care este Marian din Focșani, este din Focșani, din comuna alăturată de Focșani, să zic așa, v-am dat așa ca și punct de reper, așa că avem ceva de mers, vreo 200 și un pic de kilometri, știți că eu am de fiecare regulă când dăm un giveaway, dacă sunt în jur de 200 km de București, noi mergem și vă oferim premiul personal, pentru că mi se pare o experiență super mișto să dăm premiul și să ne întâlnim cu persoana care câștigă acest giveaway. Vă dați seama că mi-era mult mai confortabil să-l trimit pe curier și clar și mult mai ieftin, dar nu este vorba despre bani, aici este vorba despre experiența în sine și mi se pare super cool. Așa că urmăriți-ne pe toate platformele de social media, pe Instagram, pe acest canal de YouTube, dați-ne și acolo un subscribe, poate facem și noi milionul acela. Dacă facem 950.000 de abonați, când facem 950.000 de abonați, să știți că facem următorul giveaway cu încă un iPhone 15 sau lăsați-mi o secțiune de comentarii dacă vreți să, nu știu, facem pentru un calculator, pentru altceva gen. Am spus că mai facem și alte giveaway-uri, așa că mai facem giveaway-uri constant pentru că respectăm foarte mult comunitatea. Și dacă știți cum e fratele vostru, de fiecare dată sincer, dacă noi mâncăm și voi mâncați. Așa că hai să-i dăm drumul, merge să luăm pe muncă. A ținut și el morții să mergem împreună. Hai că a ținut morții, dacă am zis, dacă vrea să meargă și el. În fine, nu contează. Mergem să luăm pe munt direct și ne îndreptăm direct către Focșani. Vin românii la București, uitați-vă ce se întâmplă. Mâncava și gura voastră. Apasă pe televizoarele astea, cred că se întâmplă ceva, dar să mor dacă te mint, dacă se întâmplă ceva. Nu merge, doar una merge gen. Român la București, frate. Nu mai zic nimic. Canașul de la mea cu apă, care pare prostie, de asta nu mai suport chestiile astea de aici la apă. Să aici cu viața mea, cu munt. Ce ai de zis, frate? Trebuie să-mi zici că vii cu mașina, că mai vreau cu oameni. Da, mă, stai liniștit. Aici cu viața mea. Și acum mergem și noi direct către Focșani să vedem ce facem. Da, mă, tată, și am făcut aici un popas la un profi. Să-și avăieți aici o apă, un suc, un tot ce trebuie. Mai avem fix o oră de mers, ceva de genul ăsta. Cu mașina pe spate, s-a cam murdăit pe cauciuc, nu știu de ce. Și nici nu mai am negruda de cauciuc, dar o să vin cu băieții, nu știu, la Pro Detailing să ne dea și nouă ceva frumos. Hai că dacă n-am prins astăzi toate barierele, sunt aici cu viețile mele, s-au oprit la o apă. Respect. Stăm aici pe spate. Salutare, suntem aici cu Colo, am venit să-i vindem mașina. Respect, frate, am ajuns la Focșan, în sfârșit vindem și noi mașina. Da, mă, frate, bă, mai avem încă 23 de minute până ajungem la domnul nostru Marian. A fost un drum destul de lung, văd că am plecat, la cât am plecat, la 10 am plecat de sunt bă, 10, da, cam așa gen. Și văd că ajungem pe la ora 2, dar bine, ne-am mai și oprit, am mai și mâncat băieții, că m-au terminat cu mâncarea, că mănâncă ăștia să mă rog de nou, mai zic nimic. I love food, food is my passion. Trăiești ca să mănânci, nu ca, mănânci ca să trăiești, nu mai știu cum era. Cum era? Așa sunt eu oricum, dacă v-ați prins. Așa că e bine, și așa că mai avem un pic Mariene și ajungem direct la tine, să vedem ce reacție o să aibă și Marian. Când o să primească noul iPhone 15, nu? Pentru că e cel mai fresh. Mariene, nu știu pe unde l-ai dus, Mariene, dar aici să mă răgătei dacă nu cădem în groapa asta aici, așa. Mariene, cap de hat. Ia uite-l pe ăsta, mamă! Stai așa un pic. A venit viața mea cu Loganul, cred că avea cel puțin 90 piloții nați care erau aici. M-am uitat aici pe Waze, am văzut că suntem aici, să terminăm apa. Mariene, dacă mai ajungem, să știi că mai avem 12 minute, Mariene, dar aici pare că cadem în nebuloasă să moară pe mine. Hai că ne vedem de la Marien. Mai avem un pic și am ajuns la Marien. Acum, hai să vedem dacă Marien e acasă sau Marien nu e acasă. Salut, Marian. Aici Onel, dacă salut, vrei să... Te pup. Așa, aici Amun. Noroc, noroc. Tot ce trebuie. Băi, Mariane, ăsta e telefonul tău. Am venit special să ți-l aducem. Să te bucuri de el, frumos. Să fii sănătos, să... nu știu, să ai parte de el, dacă ce vrei să faci cu telefonul? Vrei să-l vinzi, vrei să-l ții? Ce bă, vrei să faci cu el? Să-l vând. E alegerea ta, gen. Da, am nici nevoie de banca mașina, și să-l vând. Este strict alegerea ta, să știi că eu de fiecare dată, adică de fiecare dată când am oferit un premiu sau ceva, nu le-am spus oamenilor, adică bă, e alegerea ta, ce faci, din partea mea a fost lopte sau aruncă-l după vlog, e teama ta. Ai crezut că o să câștigi asta, vreau să te trebuie, că să le spui și noi. Bă, acolo am auzit că la multe concursuri, eu nu credeam, tot am uitat acolo pe live la tine și ia să vă cine câștigă. Și când am văzut acolo, bă, Marian, bă, lasă-o, dracu, chiar eu am câștigat. A, erai pe live, da, 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 da,
După aceea mă uit, zicea băiețe, bă, a câștigat după două conturi. Și ai câștigat după două conturi. Bă, mă, ce noroc, nu știu, asta mi se pare că e egalitate. Da, că Instagram nu te lasă să dai multi comentarii, știi, te blochează. Și da, mă blocam mereu, m-am înscris cu un cupon, știi? Super tare. Dau mai multe comentarii. Bă, frate, felicitări, că până la urmă e meritul tău, de ce nu? Băi, o să stăm și noi aici de la discuție cu Maian, să mai facem și noi niște TikTok-uri, o poză, o vrăjeală, o Caterinca. Da. Hai să vedem. Hai să vedem. Zi, Mariana, ai mai fost vreodată într-un Lamborghini? Nu, n-am mai fost. Și ce îți place cel mai mult, ce nu îți place, eu știu? Bă, prima dată îmi place că e foarte înalt, așa se simte mare. Ai permis? Da, am. O, ce fel da, face niște purple-uri de astea, cum s-ar spune, știi, gen, e un fel de Bob Sempex, ca și cum e. Așa trebuie. Hai de capul. Care a fost cea mai puternică mașină cu care ați mers? Am mers cu un Porsche Cayenne, vreo 250 cai. Oho. Uite. Asta e un Kingdom. Hai de capul, ok. Te bagă în scaune, din ăștia ce cu. Fii atent aici să vă fac un launch control. Launch control ăsta ce înseamnă? Launch controlul ăsta este o chestie. M-a venit, ai toată puterea mașinii, știi, instant, știi? Da. Și uite. Hai să vă arăt. Și spunea mai ea că i-a sărit și telefonul din mână. Ai, nu știu dacă am prins reacția, să zic așa. A sărit cu totul. Doar mă așteptam să vezi acum că sare telefonul din mână și... Da, e o mașină destul de puternică. Asta la un scotor, practic, e cea mai puternică, da, da. Știi, reacția mașinii, să zic da. Așa. Mă bucur că v-a plăcut și da, mă bucur pentru experiență, să zic așa. Sper că v-a plăcut și vouă, da, și să spui, Mariana, chiar sunt curios dacă aveai încredere că o să vin să-ți dau telefon. Da, aveam încredere. Da? 100%, da, aveam încredere. Mă bucur mult, sincer. Vin până la... Na, ai văzut că na, sunt ceva kilometri, da. Dar tocmai asta este experiența, pentru că experiența mi se pare că este unică, știi? Adică dacă nu aș fi venit, nu ai putut să țipă pe curier, mă costă mai puțin să dai să-ți dau 30 de lei să țipă pe un curier, dar mi se pare mai tare să pot să mă întâlnesc cu un om, să mai schimbăm o vorbă, să facem o poză, să facem un content, știi? Da. Până la urmă eu cu asta mă ocup, știi? Și asta mi se pare că e super cool. Așa că mersi mult, Mariane, pentru tot. Mulțumesc. Să te bucuri de el, chiar dacă îl vinzi, chiar dacă nu. Până la urmă el știe ce are de făcut în viață și care sunt prioritățile lui, așa că nu judecăm absolut pe nimeni și să nu judecați nici voi chestia asta, pentru că noi nu suntem aici ca să zicem, bă, frate, că uite, altul l-ar fi folosit. Poate era un telefon destul de bun, nu suntem aici ca să judecăm oamenii și încercați și voi să fiți niște oameni mai buni, frate, să nu mai judecați niciodată oameni, pentru că e cel mai ok așa. Dragi secundele, băi, frate, suntem pe la Buzău, tocmai ce am trecut de fapt de Buzău, mai avem încă 2 ore și 26 văcă până acasă, 126 de kilometri, e jale pe drum, aglomerație maximă, ăștia au mâncat, eu n-am mâncat, mi-e foame de mor, măcar Marian s-a bucurat acolo, a zis, na, acum și cu telefon vândut și cu telefon nevândut, bun, a zis să ne întoarcem înapoi după el dacă dăm noi 40 de milioane repede, acum... Vă dați seama că am zis, bă, nu, cu siguranță, da, avem telefonul. Aaaa, glumeam, gen. Arată-i mune. Da, mă, totul este un pamflet. Și acum mergem direct spre casă. Ce pamflet, mă, scoate-mă telefonul. De bea așteptăm să ajungem acasă, mă, chat, să mâncăm și noi ceva forținică. Am ajuns și noi acasă, băi, frate, în sfârșit. Este ora 6 și 20 de minute. Băi, suntem plecați cam de la 10 de dimineață, am făcut ceva pe drum, mă așteptam să ajungem mult mai repede. Da, mă bucur de experiență, spun că Maian neapărat s-a bucurat de telefon, pentru că n-ați zis și voi că a vrut să-l vândă. Dacă știam, sincer, la început, cred că mai bine trimiteam banii pe Revolut sau ceva. Dar mă rog, m-am bucurat să-i trimit premiul, adică n-a fost niciun fel de chestie. L-am plimbat cu mașina, toate cele, am făcut și așa un road trip, în sfârșit am mâncat. Gata, în sfârșit, frate, și mă simt atât de bine și cred că o să bag direct un quick nap ca să pot să mă bag la somn un pic și să pot să facem live după aia. Deci în fiecare zi ne vedem live de la ora 10, așa că dacă vreți să ne urmăriți, nu uitați să ne dați câte un subscribe, un like și un share și cu siguranță vom mai face și alte giveaway-uri dacă ne propuneți în secțiunea de comentarii ceea ce vă doriți. Bine? Respectul la mare și fanilor și ne vedem pe data viitoare. Pa!